În epoca victoriană exista un job la mare căutare în Londra și anume colectorul de fecale de câine. Adică, mai pe românește, strângător de caca de câine. De ce erau atât de căutate fecalele câinilor pe vremea aia? Pentru că erau folosite în industria pielăriei, mai exact în finisarea pieilor de animale din care se făceau încălțăminte, haine, coperțile cărților. Era o muncă practicată de pătura săracă a Londrei și chiar și de către copii. Prețul unei găleții cu aceste chilipiruri a scăzut drastic atunci când tot mai mulți s-au apucat de această meserie.